Pompierii hunedoreni au intervenit pe parcursul anului trecut la 64 de solicitări în medie în fiecare zi. Cu alte cuvinte, militarii au fost solicitați să intervină la peste 23.300 de acțiuni sau diferite situații de urgență, ISU Hunedoara situându-se pe locul al patrulea la nivelul național, la acest capitol. În ceea ce privește timpul mediu de răspuns, pompierii hunedoreni au reușit să se situeze sub media de la nivelul național. Pe parcursul anului trecut, pompierii hunedoreni au participat la 23.348 de acțiuni sau la diferite situații de urgență, ceea ce înseamnă o medie de 64 de acțiuni pe zi. Luând în considerare numărul total de intervenții, ISU Hunedoara se situează pe poziția a patra la nivel național dintre inspectoratele județene pentru situații de urgență. Repartiția principalelor intervenții în funcție de tipul acestora se prezintă astfel: 16.507 intervenții de prim ajutor calificat și descarcerare, o medie zilnică de 46 de cazuri, 375 de intervenții la incendii, 265 de incendii de vegetație uscată, aproape 1.300 de intervenții în alte situații de urgență, 58 de acțiuni pentru protecția mediului, 760 alte intervenții și peste 1.750 de acțiuni de asistență persoane, au transmis reprezentanții ISU Hunedoara. În ceea ce privește timpul mediu de răspuns la intervenție, acesta a fost de 12 minute și 50 de secunde pentru echipajele de intervenție și de 7 minute și 45 de secunde pentru echipajele SMURD. Astfel, analizând acțiunile de răspuns la nivel național, reiese faptul că timpii de răspuns înregistrați la nivelul județului Hunedoara sunt situați sub media națională, care a fost de 13 minute pentru echipajele de intervenție și 12 minute pentru echipajele SMURD.